Astăzi vă voi arăta cum se instalează VNavi DVD Reaper. Deschidem folderul. Două clicuri pe VNavi DVD Reaper. Se va deschide fereastra de instalare. Dăm Next, Agree. Folderul de destinație, ce program files VNavi DVD Reaper. Install, așteptăm să instaleze. El își va instala câteva codecuri ale programului propriu-zis. Așa, deci s-a instalat. Vedem aici iconița, scurtătura. Debifăm RANAVI DVD Reaper și dăm finish. Apoi ne ducem în folderul VNavi DVD Reaper 1524794 CRAC. Deschidem folderul. Copiem guide.lleu și ne ducem în dislocal C, fișiere program, căutăm folderul VNavi, deschidem folderul, deschidem și DVD Reaper folderul, ne ducem în folderul bin și aici îi vom da lipire. Ne-a apărut o fereastră care are trei opțiuni: copiere și locuire, nu se copiază și copiază, dar păstrează ambele fișiere. Noi vom da pe prima opțiune. Copiere și înlocuire. Aici ne-a mai apărut o fereastră, va trebui să furnizați permisiuni de administrator pentru a copia în acest folder. Îi dăm continuare. Și s-a copiat. Închidem folderul și pornim VNavi DVD Reaper. Și vedeți că aveți mai multe opțiuni în stânga. Pentru mai multe device-uri. iPod, iPhone, iPad, așa. Pentru mobile, telefoane mobile, pentru Apple, pentru portable media, pentru formate DVD, video CD, super video CD, pentru console, PlayStation, Xbox, Nintendo, fișiere video, MP4, AVI, MKV. Pentru fișiere video HD, MKV, AVI HD, MP4 HD. Pentru fișiere audio, MP3, AAC, OGG, AC3 și pentru ringtone. Dați pe About și va apare fereastra aceasta. Dați pe Register și o să vedeți că e înregistrat. Dați Close. Și acum vom face o mică conversie într-un format MP4 sau AVI. Hai să luăm MP4, dăm pe el. Și aducem o imagine ISO a DVD-ului.
Aici ne-a adus filmul. Vedeți că aici e modul de conversie MP4 file. Folderul de ieșire. Eu l-am dat pe desktop. Mergem la dăm pe Advanced. Ne apare fereastra aceasta. Aici puteți schimba parametrii cum vreți. Eu i-am dat cam cât ar trebui pentru un MP4 sau AVI normal. Aici putem să la subtitle adjust, putem să aducem subtitrarea. Putem da aici și da yes. Dar deocamdată nu ne trebuie. Dăm OK și dăm start. Aici am zice că mai e odată fișierul, deci pe desktop, îi dăm alright, adică să rescrie. Și vedeți aici în fereastra de previzualizare a început conversia. El merge mai repede, bineînțeles, dar acum tot cu Camtasia Studio, că înregistrează de pe desktop, merge mai încet, bineînțeles. Deci cam atâta despre Vinavi DVD Reaper. Vă doresc succes!